Rusia a atacat Ucraina, n-a vestit. Rusia a atacat Ucraina. Trebuie să ajung la tribunal, nu am timp. Federația Rusă a atacat Ucraina. Treaba lui. Toate sunt în mâna bunului Dumnezeu. Vom vedea. România e prea mică. Even about the Taiwan and China, it will be happen the same. Only I'm sorry for people in Ukraine because they are nothing between this fight between the superpower countries. Injustificată vreun fel atacul Rusiei? Au rușii cu drept acolo? După părerea mea, nu. Ce ar trebui să se întâmple cu cetățenii din Ucraina care vor să se refugieze în alte țări? Ar trebui primit și de noi, de exemplu? Da, ar trebui ajutați. Doamne ferește, de ceva rău, sunt copii, sunt bătrâni, sunt femei. Categoric, dar dacă ei pleacă de acolo, cine rămâne? Rămâne populația care a fost mutată de ruși, pentru că asta a fost politica pe care au dus-o ei și în Basarabia, și în Bucovina, și în toate teritoriile noastre. I-au trimis în Siberia și la capătul Asiei. Am fost într-o excursie acolo și la Alma Ata, la 2 metri sub pământ, îmi spune cineva și eu vorbesc românește. Sigur că te pufnește plânsul. Cel mai pesimist scenariu este înaintarea trupelor rusești pe întregul teritoriu al Ucrainei și distrugerea unor obiective de infrastructură critică. Și avem acum cazul centralei de la Cernobâl, care nu se știm ce e cu ea, pentru că informația de luare a unor ostatici acolo încă nu a fost confirmată de autoritățile ucrainene. Dar dacă se întâmplă ceva, o scurgere de reactive, s-ar putea să fie foarte grav și nu doar pentru Ucraina, dar și pentru statele din jur. Nu cred că suntem în pericol. Se pare că avem acorduri bine încheiate, suntem și cu NATO. Slavă Domnului că suntem în NATO și ei au promis că își vor apăra toate teritoriile care au baze.